Icoană și modele. Ni s-ar părea că modelul este originea. Aici este taina. Icoana, chipul, este unicul și esența modelului. Modelul se naște din icoană. Altfel, modelul ar fi un principiu. Icoana înseamnă persoană și atunci modelul este tot persoană persoana Tatăl este originea Dumnezeirii. Dacă n-ar fi Tatăl întâi, Dumnezeirea ar fi un principiu divin și nu neapărat persoană. Persoana este chipul și Dumnezeirea este asemănare. Persoana, icoana, chipul absolut este unica totalitate absolută care are în sine deja modelul trăimic, ca posibilitate de trăime în afara propriei persoane. Trăimea de persoane este desvăluirea acestei potențe trăimice a chipului persoanei. Persoana este totalitatea în trei permanențe proprii. Persoana, chip, față asemănare persoană ființă dumnezeire viu viață existență icoană model prototip icoana persoana este triadă de sine și în sine este totalitatea tuturor modelelor și tiparelor de existență persoana tatăl este astfel originea trăimii de persoane. De n-ar fi persoana triadă proprie, Dumnezeirea nu ar fi trăime, ci o singularitate sau orice multiplu. Persoana este comuniune trăimică absolută Tatăl Dumnezeu. Persoana, icoana Tatăl, este originea tuturor modelelor arhetipale pe care noi le numim icoanele mistice. Persoana este Sufletul, în sens creștin. Așa, Sufletul este o comuniune trăimică de sine. Chip, față, asemănare, conștiință, ființă, sine, subiect, duh, spirit. Corpul, trupul, este prelungirea sufletului. Rațiunile de suflet, după cum Dumnezeu este treimea de persoane, iar harul, rațiunile divine, prelungesc în afară Dumnezeirea. Din persoană ies și se întorc toate. Creația este transpunere de Dumnezeu total într-o nouă realitate de creație. Trăirea tainică izihastă pornește de la cunoașterea ta ca persoană. Cu Dumnezeu nu poți vorbi decât ca persoană. După căderea din rai, noi ne-am pierdut tocmai identitatea de proprie persoană, Sufletul nostru este însăși Persoana. După cădere, ne umbrim Sufletul cu trupul-corpul. Corpul, energiile de Suflet vor să înlocuiască Sufletul. Noi nu mai suntem întâi Suflet și apoi Corp. Trebuie să ne întoarcem la chipul de rai, când sufletul ne este adevărata realitate. Persoana tatăl este totodată iubirea absolută, ca să-ți trezești conștiința propriei persoane. Caută să înțelegi ce este iubirea. Icoana iubirii Tatălui este Fiul Său Iisus Hristos. Chiamă-L pe Hristos în inima ta ca să dezvăluie chipul iubirii în tine. Doar icoana Hristos va trezi în tine conștiința iubirii. Rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase din inima ta este împletirea iubirii tale cu iubirea lui Dumnezeu. Împletirea de iubiri este taina. Isihasmul este această taină hristică. Fără Hristos, trăirea tainică nu mai este icoană, nu mai este isihasm. Isihasm este taina icoanei lui Hristos, chip de icoană iubire de Dumnezeu Tatăl. După cădere, din persoane, ne-am prefăcut în individualități de corp energiei. Prin păcatul adamic, noi întunecăm chipul de Dumnezeu și, din iubire icoană, devenim ură răutate. Ura conflictul este antichip de Dumnezeu, anti icoană. Trăirea isihastă începe cu prefacerea antiicoanei minte-inimă decăzută în icoană inimă iubire. Chiamă-l pe Isus în inima ta. El este icoana iubirii dumnezeiești. El îți va arăta care este acest chip de icoană, ce l-ai uitat datorită păcatului. Inima este ușa corpului spre suflet. Numele lui Isus Hristos și numele de iubire sunt aceleași. Roagă-te cu mintea golită și, în numele lui, Isus va preface inima ta în iubire. Roagă-te cât mai mult timp. Dacă poți, chiar neîncetat. Până când în inima ta începe să apară iubirea. Aceasta este cea mai crea deschidere. De aici încolo, totul merge ușor. Persoana tatăl este totalitatea absolută. În persoana absolută este închiderea și deschiderea absolută. Viul absolut. Unul absolut este persoana. Persoana este cuprinderea absolută a multiplului treime absolută. Unul absolut este totalitatea unică a multiplului absolut. Unul este totodată multiplul fără să se rupă, fără să se amestece și fără să se despartă. Persoana Tatăl face deschiderea absolută a absolutului însuși. Treimea de persoane dumnezeiești este evidențierea persoanei Tatăl, care se deschide pe sine în de persoane dincolo de propria persoană, fără să fie altceva este un singur Dumnezeu în trei persoane. În deoființimea persoanei Tatăl Dumnezeu. Treimea de persoane nu sunt trei stări ale unei singure persoane, ci trei persoane distincte și reale. Și persoana în sine nu este totalitate de trei stări de sine, ci este Totalitate, comuniune de trei permanențe de sine, ce nu se amestecă, ci se întrepătrund. Arhetipurile trimice ale persoanei Tatăl se concretizează întreimea de persoane Dumnezești. Persoana este totalitate, comuniune, de triadă proprie din sine și de la sine. Unul absolut este persoana absolută. Eu sunt cel ce sunt, zice Domnul în scriptură. Eu, persoana, sunt persoana, cel ce sunt. Persoana este totalitatea absolută, viul absolut, mai mult decât un principiu absolut. Persoana, este proprie determinare de sine. Persoana, Tatăl, Dumnezeu este astfel absoluta determinare de sine. Dacă ar fi de la început Treimea separată, ar fi trei Dumnezei, trei Absoluturi. Unicul Absolut este însă totalitatea absolută de triadă de sine, ce nu mai este multiplul de Absoluturi ci unul absolut, care are în el pe multiplul fără să iasă din unul. Taina persoanei este că unul este totdeauna prezent peste triada proprie, care este umbrită de unul subiect. În treimea de persoane, treimea primează peste propria persoană. Și tocmai pentru că primează trăimea peste propria persoană, persoanele trăimice nu se separă între ele, ci se întrepătrund în unica și totala persoană, tatăl, care la rândul său nu se oprește în propria persoană, ci trece totodată în celelalte persoane. Așa, unul. Este totodată trei și trei, totodată unul, fără amestecare, fără despărțire, în întrepătrundere. Persoana este unitatea absolută, care niciodată nu se poate rupe și nici schimba. Este viul ce nu se termină niciodată pe sine, rămânând același viu de plin chiar dacă se transpune în nesfârșite de plinuri. Viul nu este mișcare, raportare, căci ar fi polarizare, imperfecțiune. Viul nu se raportează la alt viu, ci se transpune în alt viu. Multiplurile vii nu se raportează între ele ca mișcare, ci se regăsesc în fiecare ca totalitate unică, de viu, absolut. Mișcările trăimice de persoană nu sunt unele față de altele, ci unele în altele. Nu ca raportare ce le-ar separa, ci ca iubire, unire, împărtășire, până la contopirea în unul absolut. Fără să se desfințeze multiplul absolut, noi, după căderea din perfecțiune, considerăm multiplul ca polarizarea lui unul până la contrarii. Polarizarea este ruperea lui unul în bucăți, nu multiplicarea lui unul de plin. Dacă unul este singularitate unul, chiar dacă unul se multiplică pe sine ca unul, multiplul absolut nu este trime absolută așa Dumnezeu, nu ar mai fi neapărat treime. Aceasta înseamnă că unul absolut este totalitate de treime proprie de sine și în sine, care ca unitate absolută, când se multiplică ca treime, nu trece de trei ca multiplu, căci ce trece de trei se întoarce imediat în unul totalitate absolută. Persoana ca arhetip de treime proprie determină arhetipul modelul absolut de treime de persoane. Aici s-au încurcat filozofii. Unul absolut nu este singularitate unul, ci totalitate treimică unul, care este persoana, icoana, chipul absolut. Această unicitate, chip, persoană, dă perfecțiune și multiplului ieșit din chipul absolut. Aici este originea tainei. Persoana are taina unului multiplu propriu și multiplul are taina persoanei. Unul nu poate ieși din sine dacă este unul singularitate. Unul Totalitate de comuniune trăimică proprie este viul absolut ce poate comunica cu sine și dincolo de propriul viu, putându-se multiplica tot ca viu fără să fie contrazicere de sine. Multiplul este pe modelul Unului totalitate și așa este tot perfect ca și Unul. Multiplul este chipul trăimii Unului. Multiplul nu mai este polarizare, raportare, determinare, ci iubire, deschidere spontană a totalității Unului, absolut. Această taină o are și creația ca transpunere. De aici s-a ajuns la un fel de gramatică tainică persoana absolută tatăl este tot limbajul arhetipal al modelelor dumnezeiești pe care noi le denumim icoane. Persoana este comuniune de trăime proprie și determinare proprie de sine. Fără triadă de sine, nu este persoană și nici limbaj de persoană. Limbajul este pe arhetipurile persoanei. Limbajul este de la origine întreg și total. Persoana determină gramatica. Gramatica este pe modelele persoanei. Persoana este triadă proprie în modele triadice de sine. Chip, față, asemănare. Persoană, ființă, Dumnezeire. Icoană, model, prototip viul, viața, existența, esența, evidența, influența, entitatea, duhul, spiritul, conștiința, ființa, sinele, deoființa, ființa, înrudirea, firea, totalitate, unitate, egalitate, voie, libertate, alegere. Odihnă, Mișcare, repaus. Cuprindere, întindere, destindere. Pace, liniște, tăcere. Identitate, beatitudine, întrepătrundere. Sublim, transfigurare, transpunere. Iubire, dragoste, dăruire. Vedere, privire concretizare. Împărtășire, comuniune, comunicare. Frumos, bun, armonie. Acesta este limbajul persoanei absolute, Tatăl Dumnezeu. Pe modelele acestui limbaj se vorbește de la trimea dumnezeiască până la ultima formă de creație. Dumnezeu Tatăl este persoana absolută în sine, care își are chipul propriei persoane. Din el iese și se naște treimea de persoane, pe modelele absolute din propria persoană. Chipul rămâne el însuși tatăl. Fața tatălui se transpune prin purcedere ca o altă persoană, Sfântul Duh. Asemănarea tatălui se transpune prin nașterea altei persoane, fiul. De aici, Sfânta Treime de Persoane. Sfântul Duh și fiul nu sunt părți de tatăl, ci totalități de tatăl în transpunere chip de modele de tatăl. Tatăl este chip, chip, persoană, persoană. Sfântul Duh. Este față-chip? Persoana-față? Fiul este asemănarea-chip? Persoana asemănare? Așa, propria triadă a lui Dumnezeu-Tatăl se transpune într-o treime de persoane ce nu sunt altceva decât Dumnezeu, treime de deplinuri ca și Tatăl, ca persoane de sine ce ies din Tatăl și sunt în deoființimea persoanei Tatăl. Deoființa este persoana însăși, originea Dumnezeirii. Persoana este Tatăl Dumnezeirii. Nu Dumnezeirea naște persoana, căci ar fi devenire, ci persoana naște Dumnezeirea. Fiul și Sfântul Duh au deoființimea persoanei Tatăl. Sfântul Duh este persoană, Duh, ființă. Fiul este persoană, Spirit, sine. Tatăl este persoana, persoană, entitate, subiect, icoana, icoană. Persoanele treimii se cuprind reciproc. În persoana Tatăl, arhetipul absolut al treimii, se unesc Sfântul Duh și Fiul nu ca părți de tatăl, ci ca chip de tatăl, în transpunere de modele de tatăl. Sfinții părinți ne-au lăsat tainele Dumnezeirii. Noi aici, ca trăire tainică isihastă, lărgim niște semnificații dincolo de cele obișnuite. Persoana, ca simplă unitate de spirit, face mai mult filozofie dacă nu-și dezvăluie limbajul său de adânc de persoană trăirea tainică isihastă este taina persoanei ce o face deosebită și specifică